avem focarele, avem în toate raioanele unde s-a interzis anul trecut, monitorizăm când vine timpul, pentru că încă e de vreme, încă nu a apărut, ținem la control și o să intervenim, o să ținem la control, o să intervenim și o să luăm toate, facem toate ce e posibil ca să nu avem probleme. Ion Ceban susține că problema ambroziei trebuie extinsă în afara hotarelor Chișinăului și asta fiindcă în alte localități nu se întreprinde nimic. Două săptămâni, domnul viceprimar, faceți demersurile către președinții de raioane care sunt în prejurul Chișinăului. Strășeni, ialoveni, poate să ne vedem, creuleni, să ne vedem aici la Chișinău sau cu ieșire undeva în teren și să discutăm problema respectivă. Ceban s-a referit și la campanie de înverzire a orașului. Edilul spune că municipalitatea analizează o opțiune de a oferi puieți cetățenilor pentru ca ei să-i sădească ulterior în zonele care necesită a fi împădurite.